Vacuum cleaner. Ăsta de 700 de W e cel mai bun. Avea și de 350, dar la 350 nu trage tot, înțelegi? Nu-mi place, băbiță! E greu, nu poți să te întorci cu el ca lumea, deci nu e tot mai bună-i mătura, zic! Pune, bă, mâna și dă ca lumea, că Aeroflu e cel mai șmecher pe aspiratoare. Dă ca lumea pe subarea pe acolo. Ce subar, mă, tu nu vezi că nu-mi cape? Nu poate, de piciorul de la scaun mă încurcă. Bă, 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 cum trebuie, că dacă vrei să intre, trebuie să știi cum s-o bagi. Bă, bă, și tu mai ține mai întoarță, așa. Ce trebuie să faci, mă, pun pe purtă, lăsa, aspir pe purtă, le? Etina, ce fac? Mai pune-i mătura, mă, bă, bă, este dracu, elicopterul ăsta, că-mi strică freza, ce puță, lăși tu de asta? O palara, mă, mă, tu mai pune-i mătura, mă. Ce, nu merge, de unde l-a luat, de la oaie? De ce pretenție să ai dacă e de la oaie, mă, că eu tot ce am luat acolo era stricat. Dacă vrei calitate, du-te toată la zobozia. Ce ți-ai luat tu, mă, de la oaie, a? Ia uite, mă, băiatule, ești de mă, pe câte electromagnetice de-ați de-am luat, sau, mă rog, cum le zice, electronico... Electrocasnice, mai le zice. Așa. Ce electrocasnice ți-ai luat tu, mă, de la oaie, ia zici-mi. Ia uite, mă, am luat și eu un fenom din ăsta, de uscat, înțelegi, dar nu e bună de nimic. Cred că ăștia care au inventat fenomenul ăsta l-au inventat ca să facă mișto de noi, de ăla, că, bă, oprește, mă, aia, că nu merge, mă, crede-mă. Na, bobit, vete, și ce ai în ce, că nu merge, deci tot mai bună-i mătura, bobit. Bă, mai taci, mă, cu mătura ta, că m-ai nenorocit. Dă ca lumea pe acolo și nu mai comenta atâta, fă treabă. Ce fenon ți-ai luat tu, mă? Când ți-ai luat tu fenon de la oaie, hă? Ia uite, mă, chiar și azi de dimineață ești de bun. Am luat un fenon de ăsta că vreau să usuc bluza asta și cu tricou, înțelegi? S-a stricat 2 ore jumate, am mers ești de bun la cap și 2 ore jumate n-am buscat nici măcar ăsta. Uite, pune mâna, că e uite, pune mâna. Și asta e flașcă, mă, dar ei nu stau pe spate ca să nu se șifoneze. Te-am dat și o grămadă bani pe el. Ia. De ce te-ai oprit? N-auzi, bă, ce zice ăsta, mă? N-auzeam de la băgăoaia asta. Și-ți place povestea, este? Da, că am prins. Te-ai prins. Pune mâna și dă ca lumea n-auzi, mută scaunele, dă-le la o parte, ia-o pe dunga aia frumos, ridică masa de pe strumesele alea, hai! Lasă-mă mesele la locul lor, mă, mută scaunele, dar asta nu! Hai că... Stai să punem mese, luăm mese, iar le punem, hai, lasă-mă! Îți cade ouăle, mă, dracu, masă, dă-mă scaunele la o parte și vină și pune mâna pe masa asta. Păbiță, lasă-mă! Lasă-mă masa aceea, mă, ce-ai mă cu masă? Ieși! Ieși! Ce-am cu masa? Ia masa, o dai la o parte, pui mâna frumos pe aspirator, îl iei de-al dracu de aspirator și dai peste tot pe unde trebuie. Ia! Ia oprește, mă! Hai de capul meu! Ai găsit un ceas! Ai găsit un ceas, mă! Ce noroc pe tine de dimineață așa, mă! Hai de cap! Uite la urmă! Ce, mă? Hai de capul meu! Merge, mă, iet! Fică, mă! Da, mă, să pun, că doar s-a desfăcut brățara, nițel, mă, nu! Da. Ia, ia, căzut ca facul, dar pune la loc și... și merge! Haide! Fiate, mă, duc în casă să-ți iau o sărmuliță! Bă, nenorocitule, mă, ce caută, mă, ceasul meu sub masă spar, mă? Mai pus să-l bași pe Ardiles, prostul dracu, că mi-a zis că l-a furat Ardile și l-am bătut și pe ăla degeaba. Nu l-ai bătut, ia uite, mă, nu l-ai bătut degeaba pe ăla, mă, că ăla și-o merită tot timpul. Ia uite, mă, vezi? Ei. Bă, tu zici ce caută ceasul meu sub masă și de ce e spart și stricat? Bine, am... Bă, dar ce dracu ești prost așa? Trebuie să-l arunci și tu un lac mai departe, nebunule. Tu ce treabă ai, mă, ce, ce te bași, mă? Du-te, mă, acasă, mă, ce l-ați făcut? Am venit să beau și eu o bere, mă, dai și tu o bere, băbiți? 8 lei, 10 lei, mă! Aolo, aici chiar avem o problemă, nu dai și tu pe caiet? Nu dau nimic pe caiet. Nu face nimic, lasă că dacă aștept să vină cireaua, poate face cinst. M-aș duce acasă, știi, dar și acasă ce să fac, mă, că dacă o lovi, știi ce zic? Bă, ce caută ceasul meu spart, am întrebat? N-am vrut, mă, că te știu eu. N-ai vrut, Iran, mămițica ta, da. Stai, tu... Fiate, fiate, că dacă mai dai, bine, îl trântesc. Deci îl trântesc, practic, fac toată piața, am fugit și capul. Ce faci, Gianni? Bine, Nicule. Păi tu de-astea faci cu mine, mă? Bă, pe mine nu mă interesează, mie îmi dai banii pe fân, ai înțeles? 1,5 milioane. Păi pentru ce să-ți dă bani, mă? Că nu pentru fân, că nu mai merge. Bă, stai, mă, că n-am înțeles, tu vrei să dau 1,5 milioane pentru un fân care nu mai merge, mă? Băi, ia stați-mă puțin, băi! Stai-mă puțin, mă! Dar tu n-ai văzut, mă, când a intrat că eu mă certam cu ăsta aici, eram pe o treabă, ne certam, mă? Da, mă, ne certam! Zi, mă, ne certam și noi. Da. Ce ziceam, unde rămăsesem? Păi, uite, că eu ar trădeaz,
păi! Băi, nu trebuie aspiratorul final, mamă! Ce-ți strig? Ce caută ceasul meu aici? Băi, băi, bobiță, potolește-te, bă, că nu-mi arde de glume! N-auzi că ăsta mi-a stricat fănul! Băi, Gianni, ai avut nevoie de un fân, mi l-ai cerut, ți l-am dat, mergea. Mi l-ai adus înapoi și nu mai merge. Nu, pe mine nu mă interesează, mi-mi dai banii pe el. Bă, tu ai nebunit la cap. De ce să-l iau dacă nu mai merge, mă? Mai vrei și 1,5 milioane pentru tine, bă, de aici. Băi, Gianni, când ți l-am adus, mergea? Da. Bun. Vezi ușor acolo, când dărâm ala... Da, bă, că nu dărâm nimic. Ia uite, mă, na, surpriză. Nu merge. Stai, mă, de ce mă ce e al meu? Băi, gata, mă! Deci pe mine nu mă interesează, mi-e dai banii pe el, altfel te bat, ia nu-mi dai. Băi, stai puțin, alo, alo, alo! Ce e asta cu bătaia? Că și eu asta, tot asta vreau să fac și eu cu ăsta, să-mi bat. Ia vezi, drață, că ne aglomerăm până la urmă. Băi, bătul, tu nu înțelegi că ăsta mi-a stricat fânul? Și ce mă interesează pe mine, mă, că ți-a stricat ție la fânul, dacă eu am problemă cu ăsta, cu ceasul? Noroc, băieți, bobiță, dă-și mie o bere. Băi, tu n-auzi că ăsta mi-a cerut fânul, i-l-am dat, mergea și acum nu mai merge fânul. Păi ce-i vina mea că s-a stricat, mă? Păi nu s-a stricat, mă, la tine. Păi și asta înseamnă că l-a stricat. Eu, mă, s-a stricat singur că e panaramă. Bă, băiatule, mi-mi dai banii pe el, că iese urât de tot. Bă, mi se dă mâși, mă, un pere, mă. Bă, Nicule, asta e că mă enervez. Păi ce, eu l-am luat pe ăsta să bacuie cu el, mă, și de bă, la cap l-am luat să dau cu el de pământ. L-am băgat frumos în priză și am început să usuc tricoul ăsta. Ca să nu mai zic că nici măcar tricoul ăsta n-am apucat să-l usuc, bă, am venit cu el udă, s-a uscat pe mine. Bluza, ce să mai usuci bluza? Că era flașcă, da? Că ăsta era stricat, ce era că să mai usuci? Dar uite că și asta, eu pune mâna, că s-a uscat pe mine, pune-mi, ia. Da, mă, s-a uscat. Bă, tu ești sănătos, tu ți-ai uscat hainele cu fionul meu, mă, pentru asta e fionul. Fionul e pentru păr, mă, nu să-ți usuci tu hainele și pantalonii. Bobiță, dă-mă și mă o bere. Bă, Bobiță, dă-mă și tu o bere lui domnul Brânzoi, Brânzoi, faci tu cinste. Du-te, mă, dracu. Hai, mă, ce, mă, eu te cecă ăla, dracu, eu l-am stricat eu și pe ăla. Bă, Nicule, la ce-ți trebuie ție, mă, fion, că tu ești el? Ce păr îți usuci tu cu el? E treaba mea, mă, ce păr usuc. Și până la urmă, fionul, el e făcut ca să usuci părul, nu tricouri și bluze. Hai de cap, cine zice, mă, zice, da, usca, ce contează că usuci păr sau haine? Exact, că cineva să mea când își face unghiile cu oșe ca să usuce mai repede, dă cu fionul peste ele. Bă, nu te mai băga, mă, taci din gură. Bă, Nicule, stai, mă, ce, că mă, ce enervezi acum? Bă, bun, dar de ce n-ai zis, mă, tu de la început? Bă, Gianni, eu îți dau fionul, dar numai dacă usuci părul, nu dacă usuci haine. De ce n-ai zis, mă? Păi eu am crezut că dai în cer, mă, ca să te usuci la păr. Păi vezi că ești prost, mă, deci în primul rând eu nu-mi usuc părul cu fionul, bă. Ia, dar cu ce ți-l usuci, mă? Cu nimic. Păi și atunci de ce mai mergi cerul fionul? Ia uite-mă, bă, tu ești surd la cap? Uite că s-au usuc haine cu el, mă. Bine, vorba bine, s-au usuc, am venit cu ele ude, ești nemul la cap, deci. Bă, Gianni, dar tu de ce nu te usuci, mă, la păr cu fionul? Nu e treaba ta, mă. Zi-mă de ce nu te usuci cu fionul la păr. Ia uite-mă că mă faci să zic acum, că s-au usucă singur, de-aia. Nu e bine, mă. Eu când eram odată mie, m-am spălat la cap, nu m-am uscat la păr, am ieșit afară, m-a durut măselii toată ziua, mă. Așa că trebuie să te usuci la păr, bă, când te speli, că altfel te doare măselii de nu te vezi. Lasă-mă trecu cu măselile tale, bă. Bă, ia stați, mă, puțin. Ia stați, mă, puțin. Ia ieșiți, mă, și voi puțin afară, continuați discuția acolo, să poți să-l bași eu pe prostul ăsta aici, liniștit. Dar de ce vrei să-l bat, mă, pe frate? Uite că așa vreau eu să-l bat, Brânzoi. Care e problema ta? Foarte bine. Auzi, mă, să știi că Gianni are dreptate, nu că mă bagă la spun. Ia uite, mă, cu ce are, mă, dreptate? De ce are, mă, dreptate? Ce are, mă, când i-ai dat fionul, trebuia să spui: "Bă, îți dau fionul ca să usuci cu el la păr, nu să-ți usuci hainele." Băi, Brânzoi, eu dacă, tu, dacă vii la mine și îmi ceri o tigaie, da? Eu nu mă gândesc că te duci cu ea acasă, începi, bă, bascuie cu ea în pereți, mă gândesc că vrei să prăjești. Da, mă, așa e, da. Mai bine îi spui ca să fii sigur. Uite ce am pățit eu cu Vasile. Asta primăvară a venit și mi-a cerut un butoiaș de 25 de litri de lemn. N-am știut ce pune în el. Eu pusesem vin. El a pus suică. Când mi-a adus butoiul, eu n-am știut cu a pus suică, am pus vin. Bă, și când am scos vinul, mirosea suică, înțelegi? Așa și? Și? Așa și ce, mă, nu înțelegi? Păi nu înțelegi că trebuia să-i spun: "Bă, Vasile, nu pune țuică peste butoiul în care am pus eu vin." Bă, Brânzoi, a bătut cuie cu butoiul, mă? Păi cine a zis, bă, că am bătut eu cuie cu el, mă? Am uscat tricou, bă, nebunule. Exact, mă, părul se usucă cu fionul, nu tricou. Bă, lasă-mă, mă, pace, mă, că am văzut un film de acțiune unde unul usca un tricou cu fionul. Care, mă, ăla cu mandam în care îi rupe colanul lui Fraxiu? Nu, mă, care ăsta? Ăla, dar avea el un frate geamăn, dar a jucat tot el. Și rupe coloana, adică topa lui, dar așa era filmul. Și vreți să vi spun? Zi, mă! Deci, băi, și la final se răzbună și-l aruncă pe ăla după vapor. Fai de capul meu! E bine, rău de tot, dar ăsta nu e așa, mă. E cu una pe care o dă unul cu furtunul peste garci, aia n-are sutien pe sub tricou, bă, băiatule. Și veciunul vine peste aia, intră peste aia în casă, ca să-i suce tricou cu fionul, bă, băiatule. Și întâi e tricou pe ea, înțelegi? Dar după aia îl dă jos, că nu s-a uscat cum trebuie. Bă. Și aici am dreptate, bă, că și eu am încercat să usuc tricou cu fionul pe mine și l-am mers și l-am dat jos. Și fii atent, începe ăștia doi să se mozolească
Și bam, apare soțul lui aia, că era un pic măritată, bă, băiatului. Și să vezi, scandal, bubuială, acolo face ăla spume la gură, înțelegi? Sparge niște farfurii din astea frumoase, rădă-o cu un model din ăsta pe ele, frumos, doamne. Mamă, și eu când mă enervez la fel, fac. Spar tot. Păi și fii atent, asta începe să plângă rău de tot, înțelegi? Și soțul începe să-i fie milă, bă, că a certat pe așa de tare, că o vede că plânge și se moaie inima în el și fii atent, bă. Începe să o pupe și el, să o îngodurească și el, înțeleg? Și fii atent că aici e surpriza mare la filmul ăsta, aici m-a dat peste capă, bă. Deci vecinul ăla care a odat-o, s-a băgat și el la pupa, bă, înțelegi? Că tot stătea acolo, degeaba așa și s-a băgat și el. Și eu aș făcut la fel, înțelegi? Și începe ăștia toți trei să se bozulească și fii atent că vine soția vecinului, bă, peste ei. Și aia la fel, mirată la început, așa se enervează și se bagă și ea la mozolea la acolo, bă, bă. Deci era un corcare, nu mai înțelegea nimic, bă. Da, da, bă, frumos, eu știu, bă, știu filmul ăsta, nu e ala, bă, când vine negru ăla la final? Ce? Cum? Bă, când vine bărbatul ăla de culoare, bă. Deci vine ăla la final și scoate sabia și miția de mii de curoați din sus. Da. Dar tu știi cum, bă, e, deci bubuială, bubuială, uite așa e. Ăla e, bă, ăla e. Hai pe cap, bine, bă, rău. Mamă, ce mi-a plăcut filmul ăla. Deci ce sabie lungă are ăla, mamă, știi cum dădea cu sabia, stânga dreapta, nu mai știi care în cine dădea. Dar crezi că ăla nu e film de acțiune, e de suspans mai bine. Da, cu ce vorbești, mă, prostul, că se ceartă jumătate de film de acțiune, mă? Și jumătate aia e la altă, mă, când îi ceartă că eu am stat cu inima la gât să văd pe cine pedepsește, cine a fost de vină, de ce a spart alea. Uite, așa stătea, mamă, ce... Băi, 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 ia gata, mă! Ce legătură are asta cu fionul meu? Piare, băi, că ăla-i uscat lui aia tricou cu fionul, băi. Și atenție! Fionul nu se strică, ai înțeles? Băi, băi, Gianni, mă, adică tu vrei să zici că tu te uiți la filmele alea și ce vezi tu acolo începi să faci și tu. Adică dacă te uiți la Batman, care sare pe un bloc pe altul, începi și tu și crezi că poți să sari de pe un bloc pe altul. Ia-i, mă, să încercăm, să vedem, poți? Poți, bă, dacă ești Batman, poți! Dar filmul ăla cu fratele mai mare al lui Batman l-ați văzut când îl bate pe Batman de... îl pușumă de miti, ți-l zătără? Nu! E, vină cu coace, că-l facem noi amândoi treia aia, dracu' cu să vină! Ce mi-ai stricat? Da, cât îl faci eu, bă! Ma, și le-a spart pe toate farfuriile alea frumoase cu modelul ăla? Da, bă, și era cu model frumos, rău de tot. Bă, așa fac și eu cum mă enervez, mă. Ultima oară m-a enervat nevastă mea, am spart televizorul nou, nouț ăla cu diagonală de 86, mă. Da, băi, Gianni, dă-mă banii pe fel. Nu-ți dă-mă niciun bani, mă, lasă-mă, mă, în pace, mă, iau hotel, mă, și pe... Botul ăsta, dracu, i-am dat eu Batman, de nu s-a mai văzut, să vezi ce urla. E, lasă-mă, lasă, n-a Batman de aici cu filmele tale. Dragul, îi trebuie lui mătura, nu-i bun aspiratorul meu. Băi, Gianni, dă-mă banii pe fel. Nu-ți dau, mă, niciun ban. De ce, mă? Că n-ai dreptate, mă. N-am dreptate? Nu. Bă, bă, ieșiți voi, mă, afară și continuați. Ieșiți afară, mă, s-a făcut și frumos, a ieșit soarele. E păcat să stați aici înăuntru. Așa e, Bobi, hai că eu ies afară, că mă aia la cap, știi cum e. Băi, 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 Gianni, stai, mă, așa unde te duci. Te mai întreb o dată, îmi dai, mă, banii pe fel? Nu, mă. Ce faci, mă? Ma! Bă, nebunilor, bă, ma, iau, sa, hai de capul meu. Ma, ma. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!